Pretinsa criza energiei electrice din Europa ca urmare a conflictului din Rusia face ca mai multe state occidentale să ia niște măsuri absolut direct genocidale la adresa populației lor, una dintre acestea fiind măsura de ucidere în masă a populației dintr-o zonă în care iarna este foarte frig, și anume aceea de a stabili încălzirea locuinței la 19 grade. Toate aceste măsuri n-au nicio legătură cu criza din Rusia, cu războiul din Rusia, nu au nicio legătură cu brusca dispariție a energiei fosile, ci au legătură cu planurile lui Klaus Schwab de marea resetare. Să Mihai și lui Chirilă și vă invit să vedem cum popoare care, la care până mai ieri noi ne uitam ca la niște popoare civilizate, au ajuns bătaia de joc a criminalilor globaliști în frunte cu Klaus Schwab și cu cei care sunt în spatele lui Klaus Schwab și cu cei care sunt în spatele celor care sunt în spatele lui Klaus Schwab. Citim în ziarul, în publicația electronică, informația liberă preluată de la R3 Media: elvețienii care își încălzesc locuința la mai mult de 19 grade Celsius riscă până la 3 ani de închisoare. Și se spune, pe fondul unei crize energetice în plină expansiune în Europa, autoritățile din Elveția spun că o să-i pedepsească pe cetățeni care nu respectă noile reguli impuse pentru a reglementa utilizarea gazelor în această iarnă în cazul unei penurii grave de energie. Persoanele care încarcă noile reglementări ar putea risca amenzi, chiar închisoare până la 3 ani, potrivit unui raport al cotidianului elvețian Blick, scrie r3media.ro. Acum câteva zile am făcut o vizită în Maramure și întâmplarea a făcut să nu pot evita să ascult la un moment dat radio. Eu de ani buni de zile, deși eu am lucrat la radio și am un mare respect în general pentru radio, de câteva luni de zile, de câțiva ani de zile buni, nu ascult radio nici tembelizor, considerându-le ca pe niște forme de tortură. Dar n-am avut ce să fac și am auzit planul de sobrietate din Franța, care prevedea exact aceeași măsură de încălzirea locuinței la 19 grade și de închiderea dușurilor, de spălare o dată pe săptămână și așa mai departe. Ne uităm aici așa în articolul despre Elveția și vedem că în articolul despre Elveția ni se spune că se bazează această măsură pe o cultură a denunțului dobândită în ultimii ani. Adică nu ar vrea poliția să bată din ușă în ușă pentru că poate să bată vecinul din ușă în ușă și să te denunțe la poliție direct. Acesta este comunismul din anii 50 din România și din Uniunea Sovietică. De asemenea, am văzut că în presa britanică se spune că consumul la energie electrică s-ar putea întrerupe câte 3 ore pe zi în Britania. De asemenea, am văzut că cineva, un cunoscut de pe Facebook, spunea că în Franța i-a venit o factură prin care i s-a pus în vedere că, având în vedere că are smart contor de ăla, nu mai trebuie să mai închidă el becul, că dacă se depășește limita de kilowatts consumat, închide direct firma becul. Toate acestea, mie mi se par, pe drept cuvânt, niște forme de exterminare. Nu vi se pare suspect faptul că toate țările Europei brusc deodată au ajuns, ca și acum 2 ani, la aceleași concluzii? Toate au ajuns la încălzirea la 19 grade, nu la 20, nu la 17. Nu să zicem că, bă, noi avem mai mult, putem să vă dăm voie 20. Noi avem mai puțin combustibil, vă dăm voie 17. Nu. Toți au ajuns la 19 grade. Oare cum au ajuns toate guvernele astea, inclusiv Elveția, care nu este membra Uniunii Europene, au ajuns la concluzia că trebuie să fie la 19 grade? Oare cine i-a învățat pe ei cifra asta de 19 grade? Eu locuiesc la munte. Și vă spun că dacă locuința mea pe timp, în luna acum, în octombrie, ar rămâne 19 grade, copilul meu ar îngheța de frig și aș muri și eu de frig. Elvețienii locuiesc toți la munte. Și dacă în ianuarie, decembrie, ianuarie și februarie vor sta 19 grade, vor muri toți. Franțușii locuiesc și ei, unii dintre ei, la munte. Britanicii locuiesc
în zona aceea care e oricum mai friguroasă. Nemții locuiesc și ei în zone mult mai friguroase în nordul Europei. Danezii, suedezii, nu mai vorbim. Dacă vor pune în aplicare această măsură, această măsură va fi una criminală care îi va condamna la moarte pe toți. Țin să fac iarăși precizarea, să reamintesc ceea ce am mai spus. Războiul din Ucraina este un pretext al lui Klaus Schwab, prin care el a urmărit oricum desființarea încălzirii cu lemne, desființarea încălzirii cu cărbuni, desființarea încălzirii cu gaz și folosirea petrolului. Pentru că nu-i așa, toți acești combustibili fosili distrug planeta, în opinia lui Klaus Schwab și în opinia criminalilor din preună cu el, care absolut întâmplător sunt localizați în aceeași Elveție. Mă întreb oare satul Davos din Elveția, unde își are sediu organizația criminală împotriva umanității Forumul Economic Internațional Mondial, se va încălzi și el la 19 grade? Deci să mai spunem o dată în plus că nu există nicio criză energetică. Această criză energetică este provocată artificial, pe de o parte, de doctrinele criminale ale lui Klaus Schwab numite schimbări climaterice. Toate fără niciun fundament științific. V-am arătat documentul când 1100 de cercetători științifici au spus nu există nicio criză climaterică. Nu se impune nicio măsură radicală de exterminare, de excludere din circuitul atmosferic al dioxidului de carbon. Politica dioxidului de carbon zero este o politică de exterminare a populației. Așa spune omul ăla. Așa spune 1100, dintre care și laureații premiului Nobel. Deci, indiferent că ar fi existat sau nu războiul din Ucraina, politicii lui Klaus Schwab de exterminare ar fi mers mai departe, ar fi găsit alt motiv. Poate ar fi utilizat direct motivul planeta moare. Așa, provocând războiul din Ucraina, cei care sunt în siajul lui Klaus Schwab din la NATO și de la ceilalți, instigând Ucraina să atace Rusia sau să agreseze Rusia, au găsit o metodă, au găsit o scuză perfectă să spună: din cauza rușilor nu vă putem da curent electric, din cauza rușilor nu vă putem da energie. Nu le-ar fi dat energie, indiferent dacă rușii ar fi existat sau nu pe planetă. Pentru că dacă n-ar fi fost așa, nu ar fi aruncat în aer conductele Nord Stream 1 și Nord Stream 2 și să dea vina pe ruși. Rușii au aruncat în aer conductele. Serios? Dar rușii le-au construit. De ce le-ar fi aruncat în aer rușii când puteau pur și simplu să le închide? Nu trebuia să arunce în aer niște construcții de zeci de miliarde de euro pe care i-au băgat ei înșiși în aceste construcții. Deci, populația europeană este condamnată la moarte deschis de către guvernele europene care sunt supuse lui Klaus Schwab și organizației criminale pe care el o conduce. Trebuie să spunem lucrurile astea deschis, fraților. Să nu mai umblăm tot felul, să fim mereu legaliști. Oricum suntem legaliști, dar să căutăm dovezi, să căutăm până stăm și găsim dovezile acelea pe care le visează unii, băieții ăștia își fac treaba. Dovezile sunt în fața ochilor noștri. Sunt în fața ochilor noștri. Adică condamnarea populației la 19 grade în timp de iarnă este dovada unui genocid pus la vedere. Da? Este pus în fața tuturor. Da? Așteptați să vedeți câți oameni dintre cei din țările acestea vor supraviețui la 19 grade. Într-o iarnă oarecare, pentru că eu v-am spus, la mine la munte aici, la 19 grade acum, într-un octombrie călduț, n-aș putea supraviețui. Dar mi-e într-un decembrie, în ianuarie, februarie. Deci oamenii sunt condamnați la moarte pe față sub un pretext penibil, în numele unor politici asasine care dau vina pe un om. Deci Klaus Schwab și criminalii lui, aderenți la o ideologie ecologistă, fascistă-ecologistă,
care nu are nicio legătură cu apărarea mediului înconjurător, ci are legătură cu exterminarea populației planetei și cu distrugerea libertăților și drepturilor cetățenești, au spus omul este vinovat pentru distrugerea planetei. Și atunci ce facem? Distrugem omul. Planeta este suprapopulată și nu mai poate ține atâția oameni cât sunt pe planetă. Eu vă pot spune că nu e așa. Deci dacă nu mă credeți, vă invit să faceți ce am făcut eu săptămâna aceasta. Să mergeți de la Bicaz, sau mă rog, la Piatra Neamț, până la Baia Mare și să vedeți cât amar de pământ există numai în România pe care nu locuiește nimeni. Sute de mii de hectare de pământ. Pământ bun, pământ roditor, pe care nu locuiește nimeni. Sau locuiesc extrem de puțini oameni. După opinia mea, numai în aceste trei județe pe care le-am străbătut eu în câteva zi, în aceste zile, ar putea să mai încapă încă 10 milioane de oameni. Darmite în restul județelor din țară, darmite în toată Rusia, darmite în toată Europa. Deci această minciună nerușinată, planeta este suprapopulată și trebuie depopulată, este o formă de crimă împotriva umanității, așa cum este și prevederea guvernamentală, pe care sper că guvernanții noștri vor avea, dacă nu bunul simț, măcar instinctul de conservare politică, să nu o propună în România, pentru că adminteri vom da în judecată și vom ieși la proteste cu încălzirea la 19 grade a locuinței. Trebuie să spunem lucrurile acestea pe față, deschis, fără artificii, fără să spunem, da, nu ne putem permite, ba da, ne putem permite. Așa cum trebuie să spunem pe față, deschis și faptul că chemtrailizarea este genocid. Nu este doar așa o plimbare a unor avioane. Nu, nu este genocid. Distrugerea vieții unei comunități, inclusiv psihică, să zicem, să admitem, dacă vreți, că nu există niciun fel de poluare pe cer din punct de vedere chimic, dar acele dâre de chemtrail care trec de dimineață până seară peste teritoriul național și care ascund soarele, se clasează la ceea ce se numește distrugerea psihică a unei comunități, care este tot genocid. Da? Admițând prin absurd că nu ar fi așa, că n-ar fi o diseminare chimică. De aceea, eu am văzut un fenomen foarte interesant la noi în România. Acum 2 săptămâni, când au fost cele 5 zile de protest la Piatra Neamț, noi am strigat din toți plămânii noștri, puțini, că eram 10 oameni, chemtrailizarea este genocid. Am înțeles că a fost și un domn în Brașov care a strigat și domnia sa același lucru și bravo lui. Îl felicit. După care, în săptămâna imediat următoare, cerul țării a fost deodată inundat de avioane care au lansat au lansat chemtrail-uri în teritoriu, da? Și deodată, brusc, după aproape 12 ani de când se chemtrailizează teritoriul României, toată populația României, la o comandă, într-o singură zi, într-un singur moment, s-a uitat și a văzut că sunt chemtrail-uri pe cer. Ce sunt astea? Ce sunt astea? Imediat s-au creat grupuri de acțiune. Ceea ce e foarte bine, pe de-o parte. Dacă grupurile acestea de acțiune sunt corecte și reale, e foarte bine. Toți s-au grăbit să spună, trebuie să facem petiții la primar, la garda de mediu. Petiții, petiții, petiții. Perfect. Să facem o interpelare, să vină doamna Șoșoacă să facă o interpelare pentru noi în Parlament. Foarte bine. Eu, dacă vreți, vă pot spune de pe acum care este rezultatul petițiilor. Pentru că eu le-am făcut în 2015. Și va veni garda de mediu și va spune, noi am făcut măsurători, aerul e în regulă, totul e în regulă. Va veni aviația civilă și va spune, sunt avioane firești, naturale, nu este nicio problemă. Va veni ce ne mai vreți dumneavoastră și vor spune, e în regulă, totul este în regulă, totul este în regulă, nu vă faceți griji. Ați văzut deja, tembeliziunile au apărut și au spus, oamenii s-au îngrijorat și au îmbrățișat teoria conspirației cu chemtrailurile, dar de fapt și de drept nu sunt decât niște condensuri de la avioane. E adevărat că ele rămân 3 zile pe cer, dar sunt condensuri. Adică tembeliziunile au venit și au asigurat pe ea masa de oameni nepregătiți pentru viață și pentru lumea în care trăim, care stau și se idiotizează în tembelizor, nicio grijă. Totul este
condens, nu e nicio pericol pentru societate, nimic, 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 nu este niciun pericol. Adică niciuna care ni se spune de 15 ani. Pe de altă parte, au venit și au spus, da, asta s-a întâmplat, un fenomen extraordinar, într-adevăr, pentru că au fost deviate toate avioanele din Ucraina în România. A doua zi nu s-a mai întâmplat același lucru. Deci toate avioanele au venit din Ucraina în România și atât de multe avioane erau din Ucraina în România încât au umplut cerul de condens. Da? Bun. Au apărut tot felul de lideri despre care nu știa nimeni cu o zi înainte. Haideți să rezolvăm problema. Perfect. Foarte bine. Dacă vor face ceea ce trebuie făcut, vor avea respectul meu. Desăvârșit. Pentru că eu... pe pagina mea de Facebook scriu aproape zilnic și fac rapoarte aproape zilnic despre chemtrailizare de ani și ani de zile. Dacă însă această atitudine bruscă a populației va fi canalizată tot spre o poziție controlată în care să se spus așa, haide să facem problematizare, haide să le arătăm oamenilor chemtrail-urile, ei să intre în panică, noi să creăm un grup de reacție care să le dea rezultatele pe care le vrem noi, cu lideri, cu atitudini, cu petiții și la sfârșit noi să le spunem ce vrem noi, stați liniștit, guvernul României veghează pentru voi. Atunci vom asista la o încercare de a controla consecințele faptului că în urmă cu două săptămâni pe străzile din România s-a strigat pentru prima dată în această țară chemtrailizarea este genocid la Piatra Neamț și la Brașov. Și ca să nu se mai inspire și alții de la ce am făcut noi și ce au făcut cei de la Brașov, ce s-a zis, haide să problematizăm, să găsim soluția, să o spunem populației și populația să se liniștească și să-și vadă de treabă. S-ar putea să asistăm la așa ceva. Dacă cei care s-au sesizat acum sunt oameni de bună calitate și de bună credință, eu n-am niciun motiv să mă îndoiesc încă de așa ceva. Eu mă îndoiesc doar, mi se pare extrem de suspect evenimentul, că după atâția ani, brusc, într-o singură zi, apare pe toate căile de transmisie media, e foarte suspect, dar dacă oamenii aceia vor fi de bună credință, înseamnă că mai devreme sau mai târziu, eu aș zice mai devreme decât mai târziu, ar trebui să ne întâlnim cu ei la proteste, pe stradă. Sau ar trebui să ne întâlnim cu ei ca parte a unor... acțiuni penale de crime împotriva umanității și învoirii la genocid și de trădare și înaltă trădare pentru membrii CSAT, pentru ofițerii din aviația militară și respectiv pentru președintele României. Pentru că eu vă spun care va fi finalul, pentru că eu am văzut deja finalul. Toate organizațiile din țară și Parlamentul României vor spune e condens, nu e nicio supărare, nu e nicio fel de problemă. Și atunci lumea se va liniști, pentru că nu e așa? Instituțiile care ar trebui să verifice toate aceste încălcări grosolane ale dreptului la viața al cetățeanului sunt aceleași care propovăduiesc de dimineață până seara dogmele și teoriile lui Klaus Schwab. Da? Sunt aceleași care spun planeta moare, nu? Domnul Tanțoș Barna, care a spus până în 2030 trebuie să ne asigurăm că planeta, da? Dezvoltare sustenabilă, durabilă, toate aceiași sunt. Sunt aceiași oameni. Și celelalte ministerii, nu vreau să mă refer neapărat la domnul Tanțoș Barna, ale cărui idei despre schimbările climatice le puteți vedea pe pagina de Facebook. Deci sunt aceiași oameni. Și atunci lupta va risca să fie înmormântată dacă oamenii care vor primi asemenea răspunsuri nu vor continua cu proteste masive în stradă și cu plângeri penale. Fapta de crimă împotriva umanității de genocid este o faptă imprescriptibilă. Se poate judeca și la 100 de ani ai infractorului. Da? Deci este foarte interesant că în timp ce oamenii sunt invitați
să se încălzească la 19 grade, asistăm pe de partea cealaltă la chemtrailizare de dimineață până seara întregii Europe. Există un film, aș vrea să vă uitați la un film, se cheamă în limba engleză Snowpiercer, Snowpiercer și în limba română se numește Expresul Zăpezii. Căutați-l pe internet. Și la începutul acelui film vedeți că există o teorie care s-ar putea să se întâmple în orice moment. E fantastică începutul filmului, în care se spune așa, întrucât exista o încălzire globală a planetei, oamenii de știință au hotărât să pulverizeze în aer, cu ajutorul avioanelor, o substanță numită CW7, nu știu ce-o fi, CW7, care avea ca scop răcirea temperaturii planetei. Și ca urmare a pulverizării pe cerul planetei a acelei substanțe, la un moment dat planeta a înghețat și toată viața de pe planeta a dispărut. Și au mai rămas numai câțiva care au făcut subiectul filmului respectiv. Ei bine, și arată chiar un avion care chemtrailizează. Deci filmul ăla făcut de Hollywood, așa cum știm că Hollywoodul nu este doar așa o instituție artistică pentru divertisment, ci este o instituție de programare mentală a populației, filmul ăla, chiar și filmul ăla admite existența și posibil existența acestei operațiuni de chemtrailizare și posibilitatea ca ea să producă o catastrofă planetară care să ne ucidă pe toți. Ceea ce probabil și dorește Bill Gates. În ziarul Breaking Israel News, eu am prezentat de mulți ani în urmă, când frații noștri care se uită acum pe cer spun, sunt chemtrailuri, nici nu știau că există chemtrailuri. Un articol al unor rabini evrei care vorbeau despre Bill Gates și de proiectul lui dement de a interpune între soare și pământ o plasă de substanțe chimice care să reflecte razele solare și să atenueze încălzirea globală. Și numeau aia apocalipsa, da? Bill Gates are un plan pe care îl și pune în aplicare cu aceste avioane și cu altele de a pulveriza în stratosferă, în straturile superioare ale atmosferei, aceste substanțe pentru a răci planeta. Adică exact cum arată în Snowpiercer, în filmul ăla cu Expresul Zăpezii. Toate acestea sunt, nu mai vorbesc, că dacă vreți să vedeți dovezi concludente despre acest lucru, nu teoria ale conspirației, că am văzut pe cei care spuneau să facem, avem nevoie pentru primari și pentru instituțiile statului de studii solide, nu ne apucăm fără studii solide, fraților, până vă apucați voi fără studii, până vă vin vouă studiile solide, v-au chemtrailizat ăștia. Pentru că tot internetul este curățit de dimineață până seara și nu permit nimănui, cei cerberii fact-checkeri, să publice ceva solid. Da? Și de unde poți să faci rost de studii solide când tu nu faci decât să observi evenimentul? Ai tu acces la avioanele alea, la cala avioanelor alea, să vezi ce e în interior? Mai sunt 2-3 care au reușit să pătrundă acolo, fiindcă au fost din sistem. Dar ai tu acces ca să faci studii solide? Cu ce să faci studii solide, fratele meu, când și sora mea, când statul deține toate pârghiile să facă studii solide și el nu le face? Trebuie să mergi pe intuițiile și pe probele evidenței. Da? Există, chemtrailizarea este numită în limbajul corect politic geoinginerie. Găsiți studii buluc despre însămânțarea norilor și geoinginerie. Despre asta vorbim aici, da? Ce mai fi conținând substanțele chimice pe care le-o mai fi conținând dârile alea, rămâne să le stabilească cine ar trebui să le stabilească direct procuratura, pentru că în cazul acestei infracțiuni de genocid sau de crime împotriva umanității, există metoda de sesizare din oficiu a procurorului ca urmare a strigătului public. Există o expresie, strigătul public. Adică procurorul, când vede
că există zeci de mii de oameni care spun, domnule, pe cer este un fenomen. El trebuie să se sesizeze, eventual procurorul general al României sau cineva din parchet, să se sesizeze și să facă el ceea ce nu poți tu face ca cetățean. Pentru că de obicei genocidul și crimele împotriva umanității sunt conduse, sunt realizate de către guverne. Privații mai puțin pot să facă genocid și crime împotriva umanității. Ori dacă sunt realizate de către guverne, guvernele știu să se păzească și să nu lase populația civilă să-și bage nasul unde nu le fierbe oala. Da? E bine, procuratura este cea care poate să suplinească. Noi facem o plângere penală și spunem, domnule, noi constatăm că există acest fenomen, iată, l-a văzut toată țara, constatăm că acest fenomen este foarte suspect. Aceste avioane sunt foarte suspecte. Am mai auzit de pe aici pe acolo că ar putea să fie așa și pe dincolo, că ar putea să conțină niște substanțe chimice și dacă conțin substanțe chimice înseamnă că asistăm la crime împotriva umanității sau la tentativă măcar de crime împotriva umanității. Luați atitudine și verificați. Cam așa funcționează chestia din punct de vedere juridic. Nu credeți dumneavoastră că de-ați deschis internetul și sunt 4.000 de studii despre chemtrailizare, studii reale pe care să le ia în serios un judecător. Da? Pentru că dacă găsești diferite persoane care își dau cu părerea despre asta, nu se uită nimeni la ele. Da? Trebuie să aibă oarecare prestanță, trebuie să aibă oarecare credibilitate, legitimitate cel care le scrie. Da? Deci, părerea mea este că e foarte bine, este minunat că populația României s-a trezit deodată brusc, așa cum s-a trezit ea și vrea să ia atitudine față de chemtrailizare, dar dacă nu... va merge până la capăt și se va lăsa condusă de o poziție a sistemului, există posibilitatea ca sistemul efectiv să scoată la înaintare câteva persoane, sau mai multe, sau mai puține, fie din piața publică, fie din instituțiile de stat, să scoată o declarație, să spună totul în regulă și să se închidă problema. Și după aceea să se spună, cine zice că nu e așa, ăla este un conspiraționist. Iar dacă se întâmplă așa, probabil că se va întâmpla așa, populația trebuie să nu se descurajeze și să meargă mai departe, făcând plângeri penale și demonstrații publice, proteste publice. De aceea l-am și făcut noi la Piatra Neamț. Pentru că nu se poate să lăsăm. Adică noi am făcut o interpelare la Parlament, nu ne-a ieșit treaba, lasă-ne, îi lăsăm pe ăștia să ne are cerul de dimineață până seara și să ne ia până și cerul de deasupra noastră. Nu se poate așa. Bun. Deci asta am vrut să vă spun. În opinia mea, guvernul care... în condițiile chemtrailizării intensive și a tuturor manipulărilor climaterice și a planurilor criminale ale marele sătări ale lui Klaus Schwab, vine și spune că trebuie neapărat redusă căldura la 19 grade, acel guvern ar trebui arestat pe loc și pus sub acuzare pentru tentativă măcar de genocid, dacă nu pentru realizarea faptei de genocid. Asta este părerea mea, sper să nu vedem asta în România. Și sper sincer ca această mișcare de îngrijorare din partea populației în legătură cu chemtrailurile, îngrijorare pe care eu o manifest din 2014-15 încoace, și nu numai eu, și alți câțiva puțini care am fost considerați la un moment dat conspiraționiști, nebuni, da? În presa centrală când participam la proteste și asta, s-a și spus Mihai Chirilă, care este unul conspiraționist cu chemtrailuri și cu pulverizarea, da? Deci în presa națională masonică se spunea despre mine în vedere că sunt un conspiraționist cu chemtrailizarea. Bun. Este un titlu de cinste pentru mine și sper sincer că cei care s-au organizat să fie oameni cinstiți și nu opoziția controlată, lideri autentici și nu opoziția controlată și să ducă la încheierea acestei acțiuni și acestei crime împotriva umanității care este chemtrailizarea și să pună capăt și pretinsei crizei energetice care nu este altceva decât planul de distrugere a umanității, a vieții pe pământ și a societății pus la cale de către Klaus Schwab în pretinsa lui mare resetare pe care ne place sau nu până în 2030 trebuie să o împiedicăm, altminteri supraviețuirea noastră va fi problematică. Doamne ajută, Dumnezeu să ne ajute pe toți.